Am revenit la punctul de întâlnire. Inițiativa președintelui Traian Băsescu de a reorganiza teritorial România prin desființarea județelor actuale este un atac direct la statalitatea României. Asta rezultă din lecturarea marilor tratate și volume care vorbesc despre istoria noastră. Regionalizarea țării prin eliminarea județelor distruge o tradiție de secole, pentru care au murit foarte mulți locuitori ai acestor meleaguri. În faimoasa lucrare Istoria Românilor, Constantin C. Giurescu scria: județele, ca subîmpărțiri administrative, sunt contemporane cu întemeierea statului. Pentru acest argument istoric și pentru multe altele, a venit azi din nou la punctul de întâlnire academician profesor dr. Dinu C. Giurescu. O nouă și importantă lecție de istorie poate să înceapă. Domnule Giurescu, bună seara! Mulțumesc foarte mult de invitație și viu cu plăcere de fiecare dată. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat această invitație și vă provoc pentru început să intrăm direct în acest subiect al desființării județelor. Da. Vă rog să-mi spuneți opinia dumneavoastră, cum priviți această inițiativă prin care conducerea statului român vrea să desființeze județele actuale. Această inițiativă se înscrie într-un șir de acțiuni care sunt menite, pe de o parte, să destrame unitatea teritorială a țării și, pe de altă parte, să steargă identitatea noastră națională. Pentru asta, însă, sigur că trebuie să dezvolt ideile și trebuie să le examinăm pe rând. Și vechimea acestor județe, și cum au apărut ele, și de când sunt aici, și ce s-a întâmplat cu ele de-a lungul veacurilor. Avem aici o hartă, așa vor domnii de astăzi care ne conduc, domnii Traian Băsescu, Emil Boc și alții, așa vor domniile lor să arate România viitoare, da? Cea cu județele desființate, cu Constanța, o spun eu în calitate de nativ constanțean. Așa. Constanța, domnule profesor, face parte dintr-o regiune care se numește Moldova Sud. Moldova Sud, bun. Constanța este Moldova Sud și ceea ce nu s-a reușit niciodată, probabil, ca Murfatlarul să facă parte din Moldova, sau, mă rog, și celelalte stațiuni importante de pe litoral, Mamaia, Costinești, să fie niște stațiuni moldovenești. Această inițiativă, din punctul meu de vedere, mie personal, îmi dă frisoane și arată modul lor de a gândi și soliditatea lor în privința lecturilor de istorie, de geografie și așa mai departe. Dar trecând de această hartă pe care, mă rog, cred că deja lumea o știe în ultimele zile, v-am propus un punct de pornire domnitorii României. Recunosc că m-am consultat cu dumneavoastră în realizarea acestei jumătăți de fotografie, de montaj fotografic pe care am realizat-o pentru emisiunea de astăzi, Carol I, Mircea cel Bătrân și Alexandru Iancuza. Și v-aș ruga să-i luăm în ordine cronologică. Aceștia sunt conducătorii care au contribuit la crearea și consolidarea organizării teritoriativ-administrative a României ca județ. Conducătorii de astăzi, Elena Udrea, Emil Boc și Traian Băsescu, vor să le desființeze. Haideți să facem pentru o secundă abstracție de ei, să vorbim, domnule profesor, de Mircea cel Bătrân. Să vorbim de Mircea cel Bătrân când țara românească ajunge la un maximum de întindere. El a consolidat această țară românească, județele se aflau acolo. În momentul în care el dădea un hrisov și spunea în județul domniei mele, nu l-a creat el. El a găsit județele constituite și de-a lungul Dunării și de-a lungul râurilor și de-a lungul Brăilii, la Brăila, el a întărit această organizare a țării românești pe județe. El este primul mare domnitor al țării românești care consolidează această organizare administrativ-teritorială sub formă de județe? A existat și înainte, dar sub Mircea cel Bătrân o găsim încă cristalizată de plin, știi? Acum țara românească își manifestă întregul potențial, mai ales că se întindea până la mare. Se întindea până la malul mării, până la Constanța și până la Mangalia și până în delta Dunării. Ca atare, județele erau acolo ca unități administrative obligatorii. El nu putea să conducă țara dacă nu avea împărțirea aceasta în județe și dacă nu și avea pârcălabii și dregătorii în fiecare din aceste unități teritoriale. Dar județele sunt mai vechi.
Aici este toată partea. Chiar de momentul venirii lui Mircea cel Bătrân la domnie. Absolut mai vechi. Când Basarab I a întemeiat țara românească, adică a unit voivodatele și cnezatele care erau acolo, desigur că a avut niște județe. Prima mențiune a unui județ o avem înainte de Mircea cel Bătrân, într-un document. Înscrie județul Jaleșului 1385. El însă, prin închegarea acestei țări românești, adică prin consolidarea ei, fără îndoială și organizarea pe județe s-a întărit considerabil și a rămas de atunci, 1385, ca mențiune documentară, și până astăzi când vrem să le desființăm, cu un scurt interval între 1950 și 68, când am adoptat modelul sovietic, care n-a ținut. Deci știm de peste 700 de ani, domnule academician Giurescu, România, în formele ei diferite de organizare teritorială, a avut ca formă administrativă de bază județul. A avut județul. Moldova a avut la fel, se numeau când județe, când ținut. Voivodatul Transilvaniei, în cadrul regatului Ungariei, avea comitatele, dar comitatele erau ca întindere și ca putere, la fel cu județele din țara românească. Mai mult, când am făcut unitatea cea mare, 918, Guvernul României a menținut comitatele, fiindcă ele corespundeau unui mod de viață al populației. Și din Transilvania, și din țara românească, evident, și din Moldova. Unirea sub Cuza. Cuza le-a menținut pe toate. Aici este toată. Oamenii nu-și dau seama astăzi că județul este unitatea teritorială de bază. Identitatea mea începe întâi în județ și se transmite după aceea în țara românească. Alexandru Ioan Cuza are și el o contribuție esențială, spuneți? Da, pentru că a făcut unirea Moldovei cu Muntenia, unirea nu numai instituțională, și ca atare, când s-au unit cele două și au format România modernă, județele erau unitățile de bază. N-a modificat absolut nimic din județele existente. De ce? Fiindcă răspundea unei nevoi. Carol I, un rege străin, da? Da. Care a simțit românește probabil mai mult decât simt conducătorii de astăzi. Absolut, e fără niciun fel de dubiu că a simțit românește așa de mult, încât la sfârșitul domniei, dar asta o să spunem mai târziu, a acceptat punctul de vedere al conducătorilor României să nu intrăm în război împotriva Rusiei, ci să intrăm în război tacit împotriva puterilor centrale. Neamțul care a venit și a domnit 47 de ani și căruia îi datoram organizarea statului modern contemporan. Și el a menținut în timpul domniei lui? Poate. Nu s-a modificat nimica. Dimpotrivă, a adăugat și județul Constanța și Tulcea. Pentru că unirea, adică alipirea Dobrogei la România, a adus aceste două județe noi în componența României. Avem și o hartă importantă cu, așa cum arăta România Mare, în 1926 există o hartă pe care am găsit-o din surse publice, harta României Mari organizată pe județe, cu Basarabia și cu toate teritoriile întregite. Iată această hartă a României Mari din 1926, care are ca formă de organizare administrativ-teritorială județul. Județul, bineînțeles, uitați-vă, tot teritoriul este împărțit în aceste județe în mod normal, în mod firesc. De ce? Fiindcă ele au pornit de jos, ele au pornit de la o nevoie a populației locului, a regiunii respective, a zonei respective, de a se organiza și de a depinde de un centru. Nu de un centru situat la 200 de kilometri sau la 100 de kilometri, ci un centru care să fie mai mult sau mai puțin în mijlocul județului respectiv. Uitați-vă la Sibiu, uitați-vă la Făgăraș, uitați-vă la Ploiești, nu mai vorbesc de București, ia Lomița firește că este pe Dunăre, că Dunărea era artera cea mare, dar Buzău, Râmnicu, Focșani, Putna, cum se numea atunci. Trei Scaune, Putna, Mușcel. Odorhei, Trei Scaune și Miercurea Ciuc. Astea sunt județele stabilite de stăpânirea maghiară, pe care stăpânirea românească le-a preluat. De ce? Că răspundea unei nevoi a zonei respective. Și acum noi vrem să desfințăm cu o trăsătură de pix toată această întocmire care are o vechime între 600 și 700 de ani. Intrată în conștiința mea. Eu sunt, nu-i așa? Eu sunt cinci dumneata. Eu sunt din Vlașca. Eu sunt din Argeș, în primul rând. Și pe urmă, evident că sunt din România. Fiindcă Vlașca și Argeșul sunt parte din România. Ce facem? Sterg cu buretele? Sterg cu pixul tot? Unde voi fi? Din regiunea 1, cetățeanul cu codul numeric personal cu tare, pe care îl înscriu cu 2-3 din
semne acolo într-o listă și în felul acesta am robotizat întreaga Românie. Eu nu mai aparțin unui județ, nu mai aparțin Românie. Aparțin unor sigle, unor numere înscrise pe un... E trist. Da, e trist. Am constatat, domnule profesor Giurescu, faptul că există multe persoane pe care nu ezit să le calific drept ignorante. Unul dintre aceste personaje este chiar primul ministru al României, care n-a ezitat să afirme că organizarea pe județ este o organizare comunistă. O organizare de tip comunist de care România trebuie să scape acum în 2011, nu e așa, pentru că e europeană. Da, este europeană. Domnul prim-ministru, cred că este profesor de drept constituțional. Așa am înțeles și noi. Păi dacă e profesor de drept constituțional, Doamne, Doamne, cum e posibil să afirm că organizarea pe județ este o organizare comunistă? Probabil că n-a deschis niciodată un manual de istorie, probabil că părinții lui nu sunt născuți într-un județ, probabil că nici domnia sa nu s-a născut, poate că s-a născut într-un raion. Și atunci aș închipui că raionul de inspirație sovietică a fost modelul împărțirii dintotdeauna României. E uluitor, vă spun drept, pentru o minte clară și normală, e uluitor să auzi așa ceva. Și e apăsător să fii condus de astfel de oameni. Da, pentru care că... au făcut și școala generală, și liceul, și facultatea. Și care... Sunt și doctor în științe. Și care n-au cunoștințe elementare de istorie. Să vă spun, această desfințare a județelor, această proiectată desfințare a județelor, este mult mai gravă. Se înscrie, și dacă o să avem timp, vă rog să mă lăsați, se înscrie într-un șir întreg de acțiuni menite să destrame teritorial România și să steargă identitatea. Eu nu mai sunt român, voi fi ceva. Voi fi un locuitor a unei regiuni europene. Ori dacă le iau la bani mărunți... Chiar vă rog să faceți pledoaria pentru acest lucru. Vreau să fac, pentru că pentru mine ca istoric, asta este rezultatul. Nu uitați că aceste județe au sute de ani vechime. Indiferent de faptul că s-au schimbat granițele lor, mai mari sau mai mici, dar ele sunt intrate în conștiința mea. Până găsiți dumneavoastră acea hârtie de care aveți nevoie, aveți aici în imagine, spun eu, un lucru important, un argument important. Așa. Să înțelegeți de ce nu trebuie desfințate județele, de ce valoarea și tradiția lor istorică trebuie menținută. Atunci când în 1948 sovieticii împreună cu comuniștii din România au dat lovitura de grație statului civilizat român, aș putea să-i spun, da. Au înființat raioanele, au desființat județele, evident au fost singurii care au avut această îndrăzneală incredibilă să calce istoria României în picioare, au înființat raioanele și regiunile pe model sovietic și odată cu înființarea acestor raioane și regiuni au schimbat și denumirea tradițională a unor orașe din România. Da. Citiți aici decretul pentru schimbarea numelui orașului Brașov în acela de orașul Stalin. Articol unic. Cu începere de la data publicării prezentului decret, orașul Brașov va purta numele de orașul Stalin, în cinstea marelui geniu al omenirii muncitoare, conducătorul poporului sovietic, eliberatorul și prietenul iubit al poporului nostru, Iosif Visarionovici Stalin. Dat în București la 22 august 1950, semnează C.I. Parhon în calitate de președinte al Marii Adunări Naționale. Atunci când România, cu Kalașnikovul la tâmplă, era obligată să aduleze unul din cei mai mari criminali din istorie, pe Iosif Visarionovici Stalin, s-au desființat județele și s-au înființat raioane și regiuni pe model sovietic. Da, chiar și în București aveam un raion Stalin. Raionul Stalin era, mi se pare, sectorul 1 astăzi. Dacă lucrul acesta vă inspiră să... rememorați evenimente recente pe munții Tâmpei, la poalele Tâmpei în Brașov, era scris peste brazi Stalin. Da? Da? Cred că știți cine mai scrie astăzi cu oi pe munți. Sigur. Și de unde se inspiră oamenii aceștia atunci când desfințează județe și scriu nume pe munți în semn de omagiu pentru conducătorul iubit. Priviți bine aceste imagini din anii 50 din orașul Brașov. Vă rog, domnule profesor, v-am întrerupt. Ce se întâmplă acum cu desfințarea județelor, v-am spus, se înscrie în două tendințe foarte clare din ultimii ani. Pe de o parte, destrămarea teritorială a României și pe de altă parte, stergerea identității noastre ca români. Să nu mai fim români. Și iată, să vă dau exemple. Întâi,
regiunile de dezvoltare, acel faimos proiect, din păcate, al UDMR-ului, 50.000 de kilometri pătrați, tai Transilvania în două pe linia trasată de arbitrajul de la Viena din 40. Asta e UNTPA. Al doilea, statutul minorităților care se pregătește, dacă se adoptă prin formula magică a asumării răspunderii, vom crea 10 de autonomii teritoriale sub pretextul autonomiilor culturale. Autonomii teritoriale în Transilvania, care vor face tranziția de la cele două județe jumătate secuiești și până la granița cu Ungaria. Asta e a doua. Al treilea element, legea arhivelor. Întoarcerea arhivelor la emitent, nu o să știți ce înseamnă asta, să le întorc unde? Emitentul a fost până în 1918, Ungaria sau Austria. Acolo le întorc. Eu cred că nu-și dau seama oamenii de catastrofa pe care o pregătesc România. Această lege a arhivelor a fost deja adoptată, înțeleg. De Senat sau și de... De Senat. De Senat, da. Dacă se adoptă și de Camera de Deputaților, înseamnă că e stergerea memoriei. Fiindcă odată ce arhivele dispar din centru de arhivele naționale, dacă le-aș propune în Statele Unite ca să întoarcă arhivele de la arhivele naționale centrale din Washington DC la diferiții emitenți din Statele Unite, statele acolo, eu cred că s-ar uita și ar spune că este un act de, probabil, de trădare națională, de destrămare a unității Statelor Unite. Cu siguranță. Al patrulea element, regea educației. Suntem educați pe moda europeană, în care 92% dintre elevii autohtoni au mai puține drepturi decât 8% dintre elevii minoritari. Bine că au minoritare drepturi, dar vreau și ai mei să aibă aceleași drepturi. Aceeași lege enumeră 22 de principii directoare. Unul din principii este și, mă rog, cultura și identitatea și istoria românească. Dar în lege nu se află nimic pentru promovarea acesteia. Mai mult decât atâta, finanțarea per elev este favorizată pentru minoritari și dacă sunt 10 elevi într-un sat, desfințăm, români, desfințăm școala respectivă, dacă sunt 10 elevi minoritari într-un sat, facem o școală specială. Iată ce înseamnă legea educației europene, care numai de România, nu mai vorbesc de autonomia universitară, care acolo e proclamată cu litere groase și în realitate universitățile sunt supravegheate acum cum nu au fost niciodată înainte, la alegerea rectorului și alt. Asta e elementul numărul 4. N-am terminat încă. Nu mai avem manual de istoria românilor. Elevii de clasa 12-a au un manual pe care scrie istorie. Iar înăuntru e tranșată, ca la abator, istoria românilor pe teme mari, pe care le înțelege un om care cunoaște istoria românilor, dar nu unul care trebuie să o învețe, fiindcă principiul cronologic a fost desființat. Al cincelea element. Al șaselea element. Eu pot să insult acum drapelul țării, personalitățile marcante. În legea nu mai există incriminare penală pentru acest lucru. A simbolurilor naționale. Fac ce vreau, nu? Și cu ce mă aleg? În cazul mai bun, dacă reacționează guvernul sau autoritatea, mă aleg cu amendă. Am aflat cu stupoare că Asociația Culturală, Forumul Românilor din Covasna, Arghita și Mureș, nu primește un leu de la guvern pentru acțiunile sale culturale. Forumul Civic al Românilor din Harghita, da, Covasna și Mureș au dat în judecată Guvernul României în legătură cu stema Comunei Ilieni, unde se vorbește de graniță și de ținut secuiesc, domnule academician. Și-au câștigat împotriva Guvernului. Și Guvernul ce a făcut? A făcut recurs împotriva românilor din Harghita și din Covasna. Bravo! Suntem foarte mari în cazul ăsta. Guvernul care se împotrivește românilor... Aceasta este hotărârea de guvern din 2010, am vorbit în prima parte a emisiunii. În hotărârea de guvern 402 din 21 aprilie 2010 se vorbește despre ținut secuiesc și se vorbește despre graniță, domnule academician, pentru că s-a spus că niciodată acest ținut secuiesc nu este menționat într-un document românesc. Din păcate, vă spun cu mare regret... Guvernul României a emis în anul 2010 o hotărâre care vorbește despre graniță dintre ținutul secuiesc și țara Bârzii. Extraordinar, extraordinar, oră de istorie la televiziunea română nu mai este. Astea sunt lucruri mărunțișuri acum.
pentru asta. Nu mai există, pur și simplu. Nu mai vorbesc de desprinderea propagandistică și nu numai, mediatică a celor două județe și jumătate. Toate astea, dacă le pui, și reforma sistemului sanitar, ce să mai vorbesc? Care poate să ducă foarte departe, mi-a lăsat foarte multe semne de... știți cum, peste toate, și cu asta am terminat pentru... E anularea Parlamentului. Asumarea răspunderii este o formulă extraordinară ca să nu mai conteze Parlamentul. Vedeți, Marea Adunare Națională era mult mai logică decât Parlamentul de astăzi. Spunea Constituția din 65, forța conducătoare în Republica Socialistă România este Partidul Comunist Român. Monopolul puterii, era clară puterea, deci lumea vota, deputații votau așa cum spunea partidul. Acum nu, avem un regim chipurile pluraliste, vorbă să fie, și în schimb ne asumăm răspunderea în așa fel încât orice lege poate să treacă în momentul de față, fiindcă guvernul beneficiază de o majoritate aritmetică, care nu mai corespunde în niciun fel cu opțiunile și cu sentimentele populației. Această, îmi cer scuze pentru formularea, această nenorocită de asumare seamănă cu votul la comandă care se exprima în Marea Adunare Națională. Da, dar acolo cel puțin era logic, că aveam un singur partid. Nu? Era în logica regimului. Logica regimului, de atunci, nu? Acum nu este. Vedeți, toate astea, știți ce se întâmplă acum cu noi? Un distins coleg de-al meu, mult mai tânăr din sistemul Academiei, a spus-o acum recent. Statul nu mai are voința, nu mai vrea să apere, să se apere și să apere valorile fundamentale ale României. Cu tot ce v-am înșirat, uite așa. Uite așa ne taie cu fiecare zi sau cu fiecare măsură. Ori desființarea acestor județe îmi taie mie însăși baza existenței locale. Nu se poate. Județele nu sunt o creație a lui Mircea cel Bătrân. Județele erau acolo și Mircea le-a întărit. Nu sunt o creație a lui Carol I sau a lui Alexandru Cuza. Erau acolo și domnitorul Unirii și fondatorul Monarhiei. Dacă vreo minte rătăcită din actuala putere vrea să facă reformă administrativă pe regiuni cu rațiuni economice, să o facă, dar să nu desfințeze județele. Culmea e că asta, Uniunea Europeană nu ne cere această desfințare. Categoric. Este o mistificare, iertați-mi termenul, grosolană. Urâtă de tot să spui oamenilor că Uniunea Europeană ne cere așa ceva. Dar nu e adevărat. Franța și-a menținut zeci, sute de departamente. Germania la fel, Anglia la fel. Fiecare unitate teritorială cu numele ei este acolo. Și numai noi le desfințăm. Ca să vă dau un argument, știu că v-a deranjat întotdeauna această procedură numită asumare, care personal nu o consider democratică, nici dumneavoastră nu o agreați. Ea s-a mai întâmplat și în multe alte cazuri. Da. Veți vedea că pentru modificarea organizării administrativ-teritoriale a României, domnule academician Dinu C. Giurescu, există o lege și ea nu se poate face decât în cadrul acelei legi. Cine o face altcumva decât e scrisă în legea referendumului, încalcă această lege. Nu, asta este legea din 1950, dar vrea cea referitoare la legea referendumului. Vom reveni la asta după publicitate, pentru că trebuie să explicăm un pic mai mult. Sigur. Legea referitoare la referendum, legea numărul 3 din 2000, dacă nu mă înșel, este un extras din legea care demonstrează fără niciun fel de îndoială că actuala putere nu poate face modificarea administrativ-teritorială a României prin asumare de guvern și nu o poate face în Parlamentul României. Iată ce spune legea numărul 3 din 2000, domnule academician, referendumul este obligatoriu. Legea numărul 3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului. Articolul 13, aliniatul 3. Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, orașelor și județelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale respective prin referendum. Da. În acest caz, organizarea referendumului este obligatorie. Da. Articolul 52, aliniatul 1, împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a participa la referendum se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Publicată în Monitor Oficial 24 februarie anul 2000. Cu alte cuvinte,
trebuie să organizeze referendum în fiecare localitate, în fiecare județ, să-și întrebe cetățenii. Dacă o fac prin asumare de guvern și nu organizează referendum în toate județele din România, sunt pasibili de închisoare potrivit acestei legi actualii guvernanți. Da, așa este, dacă vor să aplice această lege. Însă eu în ultimul timp am asistat că nicio lege nu mai e valabilă. Orice lege, uite, asta este foarte clar. Ar trebui să mă întrebe pe mine în București, pe cei care locuiesc în Brașov, în Constanța, în Cluj, oriunde, în Timișoara, dacă vor să schimbe limitele, dacă vor să schimbe județul, să-l anuleze și dacă vor să se integreze în alte unități teritoriale. Vedeți, există chiar o lege. În ciuda acestei legi, atât președintele cât și primul ministru spun: noi am hotărât, vom modifica, o trecem prin Parlament și gata. Oamenii aceștia nu cunosc nici măcar legile acestei țări, cei care ne conduc. Sau nu vor Dacă nu cunosc istoria. Sau nu vor să le ia în seamă și nu cunosc nici istoria. Știți, asta e partea cea mai gravă. Vor să ne steargă memoria. Vor să ne steargă identitatea noastră. Prin toate aceste răsturnări, prin toate aceste acțiuni de buldozer, pur și simplu, vor, domnule, să fiu ca frunza pe apă, că frunza e un simbol acum, mi se pare. La modă și foarte scump. Așa. Să fiu ca frunza, să nu mai știu ce e cu mine, să fiu un fel de cetățean așa al nimănui, care locuiesc într-o regiune desemnată printr-o cifră romană și care sunt încă o dată înscris printr-un indicativ numeric într-o listă. Asta e fiindcă un om ca acela nu are decât nevoi imediate să ducă la mall, să aibă idealul cumpărat o mașină și să călătorească poate în străinătate și să îmbrace bine. Asta e tot. Dar în cazul ăsta România, adio. Aici este partea cea mai gravă. Prin desființarea județelor îmi iei baza mea teritorială care de sute de ani există acolo. Bunicul meu s-a născut în Buzău și județul Buzău există și astăzi. Aici este de... Potrivit dorinței președintele Bățescu, nu va mai exista. De patru generații suntem buzoieni, prin naștere. Ăla e primul loc. Îmi sterg și Buzău, atunci ce fac? Unde-s născut? În raionul Cutare? Raionul Stalin din București? Publicitate și revenim după 3 minute cu argumente foarte importante din istoria românilor, de Constantin C. Giurescu. O să vă placă. Maggi, secretul gustului intensavor, a adunat în granulele sale esența gustului și aromei legumelor pentru gătit. Acestea se desfac și eliberează toată savoarea legumelor, dând astfel mâncărurilor tale un gust intens. Mai vrei o porție? Da! Maggi, secretul gustului intensavor, legume. Savurează gustul intens! Programul Rabla. Ai Sandero Stepway cu aer condiționat la doar 6.630 de euro. Orice s-ar întâmpla, îți ții creditul sub control. Ai 3 luni pauză la plata ratelor și dobândă de la 11,5%. Vino cu salariul la Raiffeisen Bank și primești dobândă preferențială la acest credit prietenos. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! O fată isteață ca Diana știe că e nevoie de 3 secunde pentru a face o bună primă impresie chiar și unui străin. Părul frumos este arma ei secretă. De aceea e mereu pregătită cu Head & Shoulders Citrus Fresh. Hrănește scalpul, eliminând aspectul gras și mătreața cu până la 100%. Pentru că un păr frumos plin de vitalitate începe cu un scalp sănătos. Fii 100% pregătită să impresionezi cu Head & Shoulders Citrus Fresh. Noul Dero 2 în 1 Flori Balsam. Unde pleci, cu cine ai să mă iei? Cu cine ai să mă iei? Cu cine ai să mă iei? Parfumul tău din floarea dragostei să țin însoțească. Noul Dero 2 în 1 Flori Balsam, prospețimea care te însoțește mult, mult timp. De acum, cel mai prețios accesoriu poate fi zâmbetul tău. Îți recomandăm noua pastă de dinți Colgate Max White One cu accelerator de albire. Obții dinți cu o nuanță mai albi în doar o săptămână. Acum poți arăta fabulos fără să te străduiești. Colgate Max White One. Dinți cu o nuanță mai albi în doar o săptămână. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști din România. Descoperă nou Lipfinity Lip Tint de la Max Factor. Un lipstick uimitor pentru buze perfecte. Culoare rezistentă la transfer, fără senzație de încărcare.
creează-ți propriile reguli legate de culoarea buzelor. Lipfinity Lip Tint de la Max Factor. Pentru cei care nu stau toată ziua la cafele, pentru cei care nu cred că ascuțitoarea e o unealtă, pentru cei care muncesc în loc să se prefacă, noul Renault Master susține afacerea ta, oricare ar fi ea. Beneficiază acum de întreținere gratuită pentru primii 90.000 de kilometri. Zâmbește cu Algida! Trimite o poză cu tine și oricare înghețată Algida pe iubeșteînghețata.ro și poți câștiga o mașină simpatică. În plus, alte sute de premii te așteaptă chiar în înghețată. Vara asta cu Algida zâmbești, premii primești! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. La noi sunt codri verzi de fag și ierburi de mătase. La noi atâția fluturi sunt și atâta jale în casă. Orașele României mor încetul cu încetul, distruse de privatizări irresponsabile. E, Doamne, Doamne, când am lucrat aici, o viață, unea om, uite-te, te tot tăiat și vândut. Fabrici întregi, considerate odată mândria țării, au fost vândute la fir vechi, iar oamenii lăsați pe drumuri. Ce mâncă unul? E foame de asta, acela. România aruncată la fier vechi duminică la ora 21, în premieră. Am revenit la punctul de întâlnire. Următoarea idee pentru dezbatere din această seară împreună cu academicianul și istoricul Dinu C. Giurescu este tratatul, cartea, volumul, cum doriți să-i spuneți. Eu aș spune capodopera numită Istoria Românilor, Constantin C. Giurescu, tatăl domnului academician, astăzi invitat la punctul de întâlnire. Argumentele pe care le-am găsit în această lucrare de excepție referitoare la istoria românilor în legătură cu județele. Dacă mai era nevoie de dovezi în plus, de argumente în plus față de cele expuse de domnul academician, iată ce scrie Constantin C. Giurescu în Istoria Românilor, județele țării românești. Județele, ca sub împărțiri administrative, sunt contemporane cu întemeierea statului. Mai departe, prima mențiune despre județul Vâlcea o găsim în Hrisovul din 8 ianuarie 1394, prin care Mircea cel Bătrân dăruiește mănăstirii Cozia, între altele, dijma din miere și ceară a acestui județ. Cea din tâi mențiune despre județul Ilfov o găsim în documentul de la 23 martie 1482, în care e vorba de satele pe care le are mănăstirea Snagovului în județul Elhov. Da. Rezumând constatările făcute asupra vechilor județe din Ardeal, spune extraordinar Constantin C. Giurescu, observăm că dacă multe din ele și-au luat numele de la cetățile din jurul cărora s-au dezvoltat, altele s-au numit după cursurile de apă care le străbăteau. O sumă dintre vechile denumiri romanoslave, românoslave, sau chiar anterioare acestora, au fost păstrate. Maramureș, Bistrița, Crasna, Timiș, Brașov. S-au traduse din limba cuceritorilor, Târnava și Alba. Ele constituie încă un argument pentru continuitatea noastră în Ardeal, spune Constantin C. Giurescu, arătând lipsa de temei a teoriei potrivit căreia am fi venit în această țară abia la sfârșitul secolului XII sau începutul secolului XIII. Acestea sunt argumentele esențiale pe care Constantin C. Giurescu le oferă în Istoria Românilor, argumente pentru județe, argumente pentru existența românilor pe aceste meleaguri, argumente care ne determină astăzi să pledăm pentru menținerea acestor județe. Din această ediție pe care dumneavoastră personal ați îngrijit-o, da, domnule academician, ce ați vrea să comentați? Întâi vechimea lor, dacă se poate, sunt sub împărțire administrative, sunt contemporane cu întemeierea statului. Dacă sunt contemporane cu întemeierea statului, înseamnă că în momentul când Basarab a adunat diferitele părți și a făcut țara românească, sau când Alexandru cel Bun a consolidat Moldova, el a aflat acolo județele
și ținuturile respective. Ele sunt expresia nevoilor populației de pe valea unui râu, de pe valea celuilalt râu, de pe din jurul unei cetăți sau unui târg important, la fel și în Transilvania. Asta este, ei sunt o, cum să zic eu, sunt o organizare naturală, normală, ivită din nevoile unei populații dintr-o zonă și nu printr-un decret prezidențial care le anulează sau le dă la o parte. Nu poți să stergi istoria cu buretele fiindcă vrei tu să o stergi. Nu se poate acest lucru. Iar Constantin Cejurescu, în sinteza lui monumentală, are un capitol special despre județele țării românești. Prin asta înțelegând și cele ale Moldovii și cele din Voivodatul Transilvaniei. Aici este coperta cărții lui Constantin Cejurescu. Cred că lucrurile, mă rog, nu știu dacă mai au nevoie de argumente suplimentare, dar sunt cărți, sunt tratate, sunt volume de istorie, după care au învățat sute de mii, poate milioane de elevi, de studenți din România, mai puțin cei care ne conduc astăzi. Da, și el a scris și două manuale de clasa 5-a și a 8-a, care erau manualele standard până în 1944-45, care au fost anulate după aceea. Le compar alea, care erau manuale tot alternative, cu ce e acum și vezi distanța enormă. Vezi de ce studenții, elevii actuali, fug de manualul de istorie. Simplu. Am găsit în aceleași surse publice și o hartă a județelor Valahiei, da, domnule academician. Aș vrea să o arătăm și celor care urmăresc punctul de întâlnire și să o discutăm puțin. Sunt denumiri care, din punctul meu de vedere, stârnesc emoții pentru cei care simt ceva pentru istorie. Da, uitați-vă aici așa. Județul de Baltă. Erau bălțile de lângă Dunăre. Județul Dolj. Dolj înseamnă jiu de jos. Județul Jaleș, de asemenea un alt, Motru, era râierul Motru, Argeș, Dâmbovița, Buzău, Râmnicu Sărat, Ialomița, și sunt pe malul unor râuri, dar pădureți din cauza pădurilor, iar Ilhov înseamnă țara arinilor. Erau probabil arini foarte mulți în zona aceasta. Vlașca, de care pomeneați. Iar Vlașca este un nume dat de vechii slavi care au venit aici așa după anul 500-600 și au găsit aici la Giurgiu, în pădurile de acolo, pe Vlahi, pe Valahi. Vlașca înseamnă țara Valahilor și cuceritorul slav, ocupantul slav de atunci a zis, da domnule, asta e Vlașca, asta e țara Valahilor, unde locuiau strămoșii noștri. Adică vedeți că ei s-au constituit și s-au format în mod natural în jurul unor puncte de reazăm pe care acum, după 600 de ani, le desfințăm cu pixul sub motivări total false. M-a mișcat, trebuie să recunosc, acea afirmație din cartea tatălui dumneavoastră, faimosul istoric Constantin Cejurescu, în legătură cu pledoaria pentru județe în zona Ardealului. Și aș vrea să revenim, dacă se poate, la acea afirmație. Spune Constantin Cejurescu, existența județelor este cel mai bun argument pentru faptul că noi am fost dintotdeauna prezenți, în special în zona asta a Ardealului, pe care mulți o contestă. Și dacă astăzi vrem să desființăm județele, mă gândesc cu înfrigurare, domnule academician, că cineva probabil când contestă județele și desființează, următorul pas ar fi să conteste și prezența noastră sau românismul din Ardeal. Da, bineînțeles. Că am venit în secolul 12-13, asta este o veche temă de propagandă, neputând să conteste majoritatea absolută a românilor, au început să spună, da, dar voi ați venit după noi și noi am fost primii ocupanți și alte teorii din acestea. În Ardeal, însăși constituirea voivodatului Transilvaniei, în cadrul regatului maghiar, este un ecou al formei vechi de organizare din vremea când românii conlocuiau cu slavii pe teritoriul Ardealului, voivodatul, așa cum a fost voivodatul țării românești. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că au fost unele județe constituite de regalitatea maghiară care au ținut seamă fie de Târnava Mare și Târnava Mică. Uite, două județe. Maramureșul, care exista atunci și l-au constituit într-un comitat.
Bihorul de asemenea. Sunt forme vechi de organizare pe care regatul maghiar, în momentul când a încorporat Transilvania, le-a preluat și le-a transformat în comitatele regatului. Și mai târziu, când Ungaria a făcut dualismul cu Austria, a reînființat toate județele. Județele din Transilvania sunt cele care s-au constituit de-a lungul vremilor. Așa de puternică era instituția, încât au extins această instituție a comitatelor, echivalentul cu județele, pe toată Ungaria Mare, aceea din 1867. Văd atacurile care vin din partea extremiștilor maghiari. Citesc această afirmație emoționantă a lui Constantin Cegiurescu, tatăl dumneavoastră, care spune că județele sunt o formă care demonstrează în Ardeal existența românilor dinainte de secolul XII și o pledoarie pentru românism în această zonă esențială pentru existența noastră ca stat. Este adevărat. Văd că se dorește desființarea județelor și îmi dau seama că după discuția aceasta extrem de periculoasă și de care n-avem nevoie acum, în plină criză, în pline probleme pentru români, următoarea discuție probabil va fi statul unitar român. Da, păi e normal. Tot ce am înșirat până acum, adică acele mici sau mari, pași mai mari sau mai mici pentru destrămarea unității teritoriale și a identității românești, merg toate ca într-un șuvoi către o singură țintă. Articolul 1 din Constituție. România este un stat național, unitar, suveran, indivizibil. Asta trebuie, asta vor să suprime. Și suprimă în momentul în care în conștiințele noastre, ale elevelor din liceu, a dispărut istoria românilor ca materie de învățământ. În momentul în care în conștiința cetățenilor dintr-o urbe nu mai au conștiința că sunt români. Poate nici măcar că sunt bucureșteni sau brașoveni, ci așa. Suntem niște cetățeni care navigăm într-o regiune de dezvoltare, 1, 2, 3, 4 sau 5. Să dea Dumnezeu să n-aveți dreptate, domnule academician, dar mi-e teamă că experiența uriașă a dumneavoastră vă îndreptățește să vă gândiți la faptul că ideea de stat unitar a României și modificarea Constituției va duce tocmai acolo. Păi da, și ca un corolar, bineînțeles, va fi după aceea renunțarea la ziua de 1 decembrie, renunțarea la imnul statului, adică deșteaptă-te române, și alte lucruri. Toate merg în aceeași direcție. Sunt însă, cum să vă spun, tot nu pot să cred că există minți care conduc și care gândesc în felul acesta. Dacă doriți să rememorați, mă rog, sau să vedeți pentru prima oară cine au fost cei care au distrus județele României, ne întoarcem în 1950 să vă arăt o lege care a fost adoptată de Marea Adunare Națională chiar în acel an, care reprezenta debutul obsedantului deceniu. Aș spune cel mai urât și cel mai trist și cel mai greu de suportat deceniu din istoria modernă a României. Legea numărul 5 din 1950, cea care desființa județele în România și o făcea sub conducere sovietică, o făcea Gheorghiu Dej împreună cu bunul său prieten Iosif Visarionovici Stalin. Am postat pe blogul meu în integralitate această lege. Astăzi, da, pentru punctul de întâlnire, am pus un extras. Legea numărul 5 din 7 septembrie 1950, Marea Adunare Națională a Republicii Populare Române. În temeiul articolului 38 din Constituția Republicii Populare Române, văzând hotărârea Consiliului de Miniștri 935 din 31 august 1950, adoptă următoarea lege pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare Române. Articolul 1. Fiți foarte atenți la acest articol 1, pentru că seamănă extrem de mult argumentația comuniștilor sovietici din anii 50 din România cu ceea ce oferă astăzi ca motivație regimul Băsescu-Boc. Tot sub masca bunăstării economice și a atragerii unor fonduri și a cooperării dintre tot felul de persoane fizice și juridice, sub aceeași motivație ne este propusă acum ca și atunci desființarea județelor. Iată ce spuneau comuniștii sovietici în anii 50. Pentru asigurarea dezvoltării industriei și agriculturii, în scopul construirii socialismului și a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru a înlesni cât mai mult apropierea aparatului de stat de poporul muncitor, pentru a contribui cât mai temenic la asigurarea rolului politic conducător al clasei muncitoare
și la întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare, teritoriul României se împarte în regiuni, orașe, raioane. Regiunile din Republica Populară Română și capitalele lor sunt și le aveți aici înșirate. Domnule profesor, ați trăit acele vremuri? Am trăit acele vremuri și când mi-ați reamintit lucrul ăsta, îmi vine în minte acum că pentru europenizarea României se desfințează județele în vederea asigurării nivelului de trai, a creșterii bunăstării poporului, etc., etc. Este o similitudine absolut de negândit aproape. De aceeași argumentare. Numai că același Gheorghe Udeș a desprins România de sub tutela sovietică, pe când acum nu știu ce se întâmplă. Publicitate și revenim pentru concluziile finale.